Salutare și bine v-am regăsit Live News, primul și da, cel mai bun podcast de aviație din România. Eu sunt Marius Droftei, redactorul șef al aviațiamagazin.com, iar în acest episod vă propun un subiect pe care vă mărturisesc că și noi îl așteptam de foarte multă vreme. Este vorba despre armamentul avioanelor F-16 pe care le are România în serviciu. Trebuie să vă spun, să vă avertizez, să vă informez că acest podcast va fi compus cumva din două părți, una oficială și una semi-oficială, dacă pot să-i spun așa, în sensul în care prima parte reprezintă răspunsul oficial pe care l-am primit din partea Forțelor Aeriene Române atunci când am întrebat chestii legate de armament și o să vedeți imediat ce chestii, iar a doua parte este practic o cercetare, o căutare de presurse pe site-urile guvernamentale americane, Acolo unde am căutat contracte legate de flota de F-16 a României și mai ales de armamentul pe care România l-a cumpărat pentru avioanele F-16 pe care le operează începând din anul 2016. Înainte de toate, vreau să vă spun că sunt foarte fericit că sunteți alături de noi pe acest canal. Sunteți num într-un număr din ce în ce mai mare. Scuze de bâlbâială. Comunitatea aceasta crește și încep să apară opinii din ce în ce mai avizate, ceea ce mă bucură foarte mult. Iar ca să creștem în continuare, vă rugăm tare mult să apăsați acolo pe butonul de like la video pentru că așa reușim să creștem în algoritmul YouTube și să fim arătați către cât mai mulți utilizatori ai platformei să apăsați nu pe subscribe dacă n-ați făcut deja și să vă abonați la canalul nostru pentru că vom mai posta podcasturi foarte interesante, spunem noi, și să dați share acestor podcasturi ale noastre dacă vi se par bune și demne de împărtășit cu prietenii, colegii, colaboratorii voștri. Dați-le share pe un Facebook, Instagram, pe oriunde, în un WhatsApp, unde mai vreți voi, pentru că da, și asta ne ajută foarte mult și aduceți-vă cunoscuții, prietenii în comunitate. Cam asta a fost scurtul promo, hai să îi dăm drumul la treabă ca să sper să nu avem un podcast foarte lung, deși cred că sunt șanse mici să nu se întâmple asta. Ei bine, armamentul pentru F-16. Vă spuneam că această emisiune va fi compusă din două părți și vreau să încep cu prima, cea oficială. Cea oficială înseamnă că am discutat cu statul major al forțelor aeriene, cu biroul de presă al statului major al forțelor aeriene, am adresat câteva întrebări legate de armament, iar ei, iar ei ne-au răspuns, o să vedeți voi cum și o să judecați voi, eu am o părere, dar momentan o țin pentru mine. Ca să nu mai lungim, așa cum am spus foarte mult, haideți să vă spun ce am întrebat. Au fost patru întrebări, o să discutăm în primă fază despre primele 3 și a patra o păstrez pentru final, pentru că este cumva cireașa de pe tor, dacă vreți să-i spun așa. Prima întrebare a noastră a fost, citez, ce tipuri de arme, rachete aer-air, aer aer-sol, etc., au fost comandate pentru avioanele F-16 Fighting Falcon? Iar statul major al forțelor aeriene ne-a răspuns următoarele: citez! rachete aer air AIM-120 AMRAM, AIM-9 Sidewinder, bombe ghidate, laser sau GPS sau și GPS, GBU-12, GBU-38-54, muniție tun 20 x 102 mm, capcane termice și dipoli electromagnetici, CEF and FLARE. I-am mai întrebat din nou, citez, ce arme au ajuns în țară în ultimii ani încheie citatul și vă explic de ce am întrebat asta. Pentru că una este să dai comanda pentru un anumit produs, în cazul nostru o rachetă, o bombă sau un tip de rachetă, o bombă, vă dați seama că nu cumpără nimeni o, o singură uh, rachetă și cu totul alta este să ai acea rachetă în țară pentru că între momentul plasării comenzii și cea a livrării efective... Trec de regulă niște ani, în jur de 2-3-4, dacă nu chiar și mai mult în unele cazuri. Și aia am întrebat ce avem în țară în momentul de față. Răspunsul lor a fost, citez, armele care au ajuns în țară în ultimii ani sunt cele menționate în răspunsul întrebării uh, anterioare. Închei okay, citatul, deci rachetele Aer Aer uh, Amram și Sidewinder, bombele GBU-12-34-54, muniția de tun și capcanele termice. Bun. Să trecem mai departe la întrebarea 3, care este, citesc din nou, Au fost efectuate trageri reale în poligon, am pus în paranteză, cu avioanele F-16? Dacă da, cu ce tipuri de armament? Iar răspunsul lor este următorul. Personalul navigant a efectuat trageri cu avionul F-16 Fighting Falcon în conformitate cu planurile de operaționalizare și instruire specifice. Închei citatul și ce înseamnă aceste planuri? Uh, ei știu pentru că noi cu siguranță nu știm ce presupune acel plan sau ce presupunea acel plan de operaționalizare, cu ce, ce fel de tipuri de trageri reale s-au efectuat pentru a-i pregăti pe piloți și nu știm ce conține evident planurile de instruire continuă, actuale, despre ce trageri este vorba, cum se pregătesc piloții și așa mai departe. Faptul că nu ni s-a spus, băi ne uite, am tras cu, nu știu, am tras de două ori cu side window și odată cu am ramus și astea sunt scoase din burtă. Nu știu cu ce au tras și de câte ori au tras, pentru că, evident, informațiile astea nu sunt publice sau, nu știu, am tras cu tun un poligon și am făcut nu știu ce, pentru că, dacă vă uitați, fac o paranteză aici, la mesajele pe care le transmite public SMFA de la Bacău, de exemplu, acolo unde spun avioanele iare 99 și m-au efectuat trageri reale cu PRND și mai știu eu ce, elicopterele Puma au tras cu PRND tunul de bord și brachete Spike sau mai știu eu ce practic astea nu sunt, sunt secret, dar nu sunt secret. Nu știu de ce în cazul f 16 nu trebuie să știm sau nu merităm să știm când s-a tras și cu ce s-a tras, că nu întrebam de care au, au fost piloții și ce rezultate au obținut ăștia la tragere și dacă uh, sunt bine, sunt foarte bine, sunt excelent sau mai știu eu ce. Voiam doar să știm cu ce au exersat tragerile în ultimii 5 ani, din 2016, de când au venit avioanele în țară și până acum. Nu am primit un răspuns și treaba asta este așa, dezamăgitoare. Aș putea să folosesc cuvinte mai dure, dar nu știu, cred că dezamăgitor descrie cel mai bine această secretomanie fără sens din punctul meu de vedere în unele chestii. Asta au fost răspunsurile la primele trei întrebări, pe a patra v-am zis că o păstrez pentru final și hai să trecem la partea aia de research pe care v-am spus că am făcut-o noi și cum am făcut, am căutat pe site-urile guvernamentale americane, care înseamnă DSCA, este Agenția pentru Colaborare pe Plan Militar și Departamentul Apărării al Statelor Unite, Defense.gov, care publică de ceva vreme toate contractele atribuite de Statele Unite Inclusiv către propriile forțe armate, categorii de forțe armate, cât și pentru cele străine. Am luat ca an de referință anul 2013, atunci când a fost semnat primul contract cu Statele Unite pentru F-16, pachetul inițial de armament. Despre care am mai vorbit și pe care o să vi-l descriu pe foarte scurt. Trebuie să fac o scurtă paranteză aici și să vă spun că acest pachet inițial de armament nu conține numai armament cei drept, conține mai multe componente și subansamble necesare operaționalizării. O să mă refer doar la partea de arme și o paranteză în paranteză pachetul acesta de armament plus alte chestii a fost de vreo două ori mai scump decât avioanele propriu zise. Avioanele cumpărate din Portugalia, primele 12, au costat cam vreo 182-183 de milioane de euro, iar armamentul acesta plus celelalte subansamble au costat 470 de milioane de dolari, deci cam de două ori mai mult. Hai să vedem și ce a conținut acel pachet, din nou, repet, comandat în 2013, imediat după sau în același timp în care am plasat comanda și pentru avioanele F-16 din Portugalia. Vorbim despre 3 electronic countermeasure pads de tipul AN-ale 131 vorbim de 30 de rachete AIM-120C Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missile, AMRAM, sunt rachete aer, aer cu rază medie de acțiune, vorbim despre 5 AIM-120C Captive Air Training Missile, sunt rachete de tipul celor AIM-120C AMRAM, dar folosite pentru antrenament, ele nu pot fi efectiv trase către o țintă, ci doar folosite pentru pregătire, Piloții învață cum este să zboare cu racheta acroșată, pentru că dinamica zborului se schimbă destul de mult din câte am înțeles. Învață să o folosească să, și așa mai departe, fără a putea să tragă efectiv, să activeze efectiv această rachetă. Este de antrenament. 60 de rachete am 9 m Sidewinder. Aceste rachete Sidewinder sunt cu rază scurtă de acțiune, sunt probabil cele mai cunoscute și folosite rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune. Au mai fost cumpărate 4 im 9M CATM, care înseamnă evident Captive Air Training Missiles, sunt rachete de antrenament omuloagele celor de rază media, ambramurilor. Au mai fost achiziționate 48 de lansatoare LAU-129, 10 GBU-12 Enhanced Guided Bumps Units, pentru că este demn de menționat acest lucru, 18 rachete AGM sau AGM-65HKB Maverick și 4 CATM, care sunt Captive Air Training Missile, evident, AGM-65 pentru antrenamentul piloților, pentru a fi folosite și ele la antrenament. Primul contract doar de armament pentru flota de F-16, pentru escadrila, mă rog, de F-16, a venit în 25 septembrie 2015 atunci când România cumpăra 12 rachete AIM-9X Block 2. Uh, trebuie să spun că este cea mai modernă versiune a Sidewinder-ului, a acelor rachete cu rază scurtă de acțiune. Acest 9X Block 2 există și un Block 2 Plus, dar diferențele nu sunt atât de mari. Putem să spunem că Block 2 este cea mai modernă variantă. Au mai fost cumpărate și 6 CATM Captive Air Training Missile tot de tipul AIM9X bloc 2, valoarea totală a acestui contract pentru 12 rachete active și 6 de antrenament este de 7.398.811 dolari, asta ca să vă faceți o idee despre cât de scump sau cât de ieftin, în funcție de perspectivele voastre, este armamentul unui avion multirol modern. Am mai dat în căutarea noastră de contracte pentru România de destul de multe acorduri legate de rachetele AmRAM pentru întreținere, upgrade, refresh și așa mai departe. Asta pentru că Statele Unite și partenerii internaționali care folosesc rachete AmRAM din versiunile mai vechi au demarat programe prin care aceste rachete să poată fi folosite în continuare. Ele sunt vechi. Componente de regulă nu se mai fabrică pentru versiunile acestea mai vechi. Dar, producătorul lor și Statele Unite și utilizatorii internaționali au mers pe ideea dacă tot le avem și avem foarte multe dintre ele, în loc să le casăm, hai să vedem cum am putea să le folosim în continuare, fără a le aduce la cel mai nou sau modern standard actual, dar să fie în continuare utilizabile, să nu trebuiască să fie practic scoase din serviciu, iar niște bani, foarte mulți bani de altfel, să fie aruncați pe fereastră cumva. N-am să enumerez contractele astea, sunt destul de multe și o să mă refer doar la ceea ce am găsit legat de armament. În martie 2017 mai sunt cumpărate 6 rachete IM9X Block 2. În iunie 2017 sunt cumpărate încă 10 rachete AIM-9X Bloc 2. Sunt cumpărate și 3 contra-containere contra pentru aceste rachete, pentru a putea fi depozitate. Valoarea contractului 10 rachete și 3 containere, 4.372.156 de dolari. În decembrie 2017, americanii anunță că România face parte din lista aia destul de extinsă de state internaționale plus armele naționale ale statelor unite care vor primi rachete Amram AIM 120 Amram din production lot 31. Asta înseamnă rachete AIM 120D care este cea mai modernă variantă a Amramului. Contractul, repet, a fost atribuit în 2017, livrările ar fi trebuit să înceapă sau au început prin 2019-2020. În iunie 2018 sunt cumpărate infrared countermeasures flares, nu știm de ce, probabil pentru a pregăti achiziția celorlalte 5 aparate. În aprilie 2019 România este anunțată ca parte, ca țară care face parte din lista statelor care vor achiziționa rachete AEM-9X Block 2 Block 2 Plus din lotul 19 de producție în decembrie 2019 România face parte din lista care va cumpăra țărilor care vor cumpăra rachete AIM-120 de AMRAM din production lot 33. În martie 2020 suntem anunțați pe lista statelor care vor cumpăra rachete AIM9X Block 2 și Block 2 Plus din lot 20, și acum, foarte recent, în iunie 2021, România este anunțată ca făcând parte din lista statelor care vor achiziționa rachete AIM9X Block 2 și Block 2 Plus din lot 21 Production Lot 21. Așa cum puteți vedea, nu putem să vă oferim un număr. Nu putem să zicem că în momentul de față România are în depozite și pe avioane X rachete Air-Air aer, aer, AIM-9 Sidewinder de tipul ăsta și de tipul ăsta și X rachete Air-Air aer, aer, AIM-120CD. Am ram de tipul ăsta, de tipul ăsta. Nu putem să vă spunem câte sunt, nu putem să vă spunem decât tipurile și momentul în care acestea au fost contractate. Pentru că nici site-ul Statelor Unite Guvernului, Statelor Unite Departamentului pentru Apărare, de fapt, și nici, evident, site-urile din România, ale Ministerului Apărării sau ale Forțelor Aeriene Române, nu ne prezintă momentul livrării, Ei Nu spun, spun doar când au fost contractate astea, nu spun că România a primit rachetele, România va primi nu știu când, sunt așa cum vă spuneam doar momentul semnării contractului. De regulă dacă nu este anunțat pentru că americanii fac și treaba asta anunță în momentul în care un contract nu mai este atribuit sau aplicat și cum nu am găsit informațiile astea, să Cred că România are în serviciu în momentul de față rachete aer-air de tipul AIM120C, cred că erau C7 dacă nu mă înșel foarte tare, o variantă destul de modernă și aia, amram plus AIM120D amram din acel lot 31 care a fost atribuit în 2017. Cred că au început livrările și cred că România este destul de sus în cap de listă pentru că presupun că nu are foarte multe bucăți de cumpărat. De asemenea, probabil că avem și AIM 9X Block 2, probabil că vom lua și Block 2 Plus. Așa cum vă spuneam, diferențele între ele nu sunt foarte mari, dar există și ar trebui să tindem către ce este mai bun. Nu vă putem spune, așa cum am tot repetat în ultima vreme, numărul lor. De asemenea, nu pot să garantez că lista asta pe care tocmai v-am prezentat-o este completă. Probabil că prin li multele liste de programe și de contracte atribuite de-a lungul ultimilor 8 ani de diferite agenții și autorități americane, poate ori mai fi și altele, dar este o listă destul de exhaustivă, nu știu cum să-i spun, ca să ne facem o idee legată de armamentul avioanelor F-16. La fel de bine puteți observa și voi că România își concentrează în momentul de față eforturile de înarmare pentru avioanele F-16 pe partea de aer, -aer adică ceea ce v-am tot spus în ultimii ani de zile, cred că sunt 3 sau 4 dacă nu, de când am început să facem podcasturile astea și vă tot spun că misiunea principală a forțelor aeriene române, a avioanelor supersonice de luptă ale forțelor aeriene române, este poliția aeriană, misiuni de luptă pe timp de pace, asta este principala misiune Sigur că avioanele pot efectua și alte tipuri de misiuni Sigur că piloții noștri se pregătesc și pentru acele uh, alte tipuri de misiuni Dar marea parte a pregătirii se concentrează pe aceste misiuni de poliție aeriană Și de folosire a armamentului pentru angajări aer-aer, dacă pot să le spun așa Așa cum puteți vedea, bombele ghidate sau, nu știu, armele necesare pentru misiunile de atac la sol sau closer support, sprijin apropiat, sunt destul de puține, sunt destul de sărace. Semn că, repet, România își concentrează eforturile de operaționalizare și de pregătire a piloților de F-16 pe partea asta aer air Așa? Cum v-am tot spus, repet, mă bucur când avem dreptate din acest punct de vedere, când istoria ne dă dreptate, ne arată că analizele noastre pe care ne chinuim destul de mult să le facem, trebuie să recunosc, sunt cât se poate de corecte și de oneste. Acum aș vrea să vă ofer cirașa de pe tort, așa cum am spus. A patra întrebare pe care am adresat-o statului major al Forțelor Aeriene a fost aceea că acea... nu știu, hai să citez ca să nu... Există un plan de a integra pe avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române rachetele de croazieră de tipul AGM-158JASSM în viitorul apropiat. I-am întrebat odată cu upgrade-ul la care vor fi supuse aceste avioane. Răspunsul lor este următorul, citez... Programul actual de modernizare a avioanelor F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române nu include integrarea rachetelor AGM-158 JASSM. Am întrebat asta pentru că racheta asta este, se numește Stand-Off Missile, este o rachetă de descurajare în principal, da, ea poate fi folosită pentru atac, dar în principiu un stat ca România sau un stat ca, hai să dăm un exemplu concret, un stat ca Polonia, care se înarmează destul de bine, dar nu este evident o mare putere militară, a cumpărat aceste rachete, acest tip de rachetă, pentru a descuraja potențiale agresiuni. Pentru că în momentul în care, să spunem că cineva, o luăm ca în jocurile pe calculator sau mai știu eu ce, vine cineva și te atacă. Se trezește, s-a trezit Putin sau mai știu eu cine, Lukashenko cu fața la cerșaf într-o dimineață și zice, bă, ce e mă Polonia asta sau ce e mă România asta? Ia se atacă. atac. Ei, în momentul ăla, tu ca stat care ești agresat, care ești atacat de cineva mai puternic, ai această opțiune de a răspunde, pentru că, în mod normal, un stat mic nu-i poate face față unui stat mare. Să fim serioși, din punct de vedere al unui conflict convențional, o armată mică va fi copleșită de cea mai mare și mai bine dotată. Ei, dar dacă tu ai acest, această capacitate de stand-off, de descurajare, în sensul în care poți trimite câteva avioane F-16, și în cazul nostru și al polonezilor, cu aceste rachete de croazieră să lovească ținte strategice de pe teritoriul statului agresor, acel stat agresor se va gândi de câteva ori înainte să lanseze un potențial atac. Și de asta a fost, aici a fost obiectivul întrebării noastre. Noi ne dorim ca pe viitor escadrila aceasta de F-16, poate și următoarea escadrilă, să devină instrumente de descurajare a unor potențiale atacuri sau ne dorim ca în continuare forțele aeriene române să rămână pe această parte de aparate multirol supersonice un element de poliție aeriană și nimic mai mult. Și se pare că în momentul de față ne dorim ca ele să rămână, să se concentreze pe partea asta de poliție aeriană pe flancul estic al NATO și să nu se dezvolte, aș putea spune, să nu crească, să nu tindă spre un nivel mai mare care ar merge către descurajarea unui potențial inamic. Întrebarea asta mi s-a mai părut importantă dintr-o altă perspectivă. Așa cum ați văzut în ultimele săptămâni, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul Pană, a vorbit de cel puțin două ori, în cel puțin două ocazii publice, despre intenția României de a mai cumpăra câteva escadrile, încă două, spune el, de F16 plus avioane F35 Fighting uh, uh, F35 Lightning 2 după anul 2030. Ei bine, prin esența sa, F-35 este o platformă de descurajare pentru că este o platformă de atac. Da, Statele Unite, având o, arm o armată mare, modernă și foarte bine finanțată, folosesc aceste avioane pentru misiuni de atac. O țară mică, așa cum este România sau cum este Polonia, va folosi aceste platforme pentru descurajare. Din nou, ca rachetele acelea de croazieră, potențialul inamic știe că tu ai un grup, o escadrilă, două, trei. DF-35 care pot fi armate cu cele mai moderne arme și de regulă atunci când cumperi F-35 așa îl cumperi și care te pot lovi în inima ta pot să ajungă profitând de toate beneficiile pe care le aduce generația 5 stealth data sharing și așa mai departe pot lovi ținte strategice de la tine din țară, stat agresor. Și în cazul ăla, din nou, te gândești de două, trei sau mai multe ori dacă vrei să intri în conflict cu un stat mai mic, mai slab din punct de vedere militar, dar care are această capacitate. Ei, gândindu-mă că România, măcar la nivel declarativ, își dorește avioane F-35, am întrebat dacă mergem pe capacitatea asta, pe drumul ăsta de fapt de descurajare a unor potențiale atacuri? Răspunsul este că momentan nu și trageți voi concluziile de aici. Uh, hai că ne-am lungit foarte, foarte, foarte mult. Sper că a fost interesant și pentru voi și că ați aflat informații, nu știu, pe care nu le-ați citit în altă parte. Intrați totuși pe aviatiamagazin.com din când în când pentru că în marea asta de informații sterpe, goale, din lumea aviației, între ghilimele, noi încercăm să vă oferim niște analize destul de pline din care puteți să vă trageți voi informațiile de care aveți nevoie. Eu am fost Marius Dorofteire, doctor șef al aviației Până data viitoare, numai bine vă doresc!